puțin să uităm de când s-a înființat această firmă din 2005, sfârșitul anului 2005 și în prezent conduc departamentul pe România care s-a fost promovare organică, AdWords și un pic de Facebook. Am pus acolo ITO în 2005-2011, nu că ăsta ar fi ultimul an în care mai suntem pe piața din România și nu numai, ci pentru că 2012 o să fie un an al provocărilor pentru noi, pentru că vrem să ne relansăm, dacă putem spune așa, să ne relansăm cu o nouă imagine și să prezentăm noi oferte. Acum o să vorbesc un pic despre IZEOM, cine este și ce facem, cu ce ne ocupăm. Suntem pe piață, așa cum spuneam, din 2005. Am început să lucrăm pentru clienți din Franța, pentru că avem o firmă mamă sub care ne-am născut. Este vorba de Beauty Interior Referencement, care este foarte activă pe piața din Franța încă din 1998. Și care este, să spunem, lider în prezent pentru promovarea organică pe piața din Franța. Suntem toți tineri, cred că majoritatea echipelor care lucrează în acest domeniu sunt formate din oameni tineri. Suntem în total cam 70, dar în România lucrează aproximativ 22 de persoane. Ce facem noi? Facem creare de site-uri web și dezvoltare de aplicații. Facem promovare organică, SEO. Facem campanie web și nu de foarte mult timp, nu pot să spunem că suntem chiar specialiști, dar ne ocupăm și de Facebook. Așa că nu mă întrebați prea multe, deci dacă vreți să mă puneți întrebări, concentrați-vă pe celelalte servicii. Pe partea de creare de site, am strecurat așa și niște logo-uri ale clienților noștri pentru că au de fie am dezvoltat. Și el a pus numai logo-uri pe un slide și atunci... Eu nu care era am strecurat așa câteva, mai multe o să puteți vedea și pe site-ul nostru și portofoliul complet sau dacă vă interesează, putem să oferim portofoliu și pe mail. Puțin din, nu știu dacă sunt neapărat avantaje cu care ne deosebim față de concurență, dar pentru că nu știu exact ce face concurența, am venit o seară la tablu. Am zis așa, consultanță personalizată încă din etapa de vânzare. Cu consultanții noștri comerciali, practic pătesc clienții care ajung la noi pentru serviciile care putea să le achiziționeze. Șef de proiect dedicat, asta o să apară peste tot, pentru că la noi, pentru fiecare serviciu și pentru fiecare client, există un șef de proiect dedicat, un șef de proiect care ține relația cu clienți pe tot parcursul prestației. Avem o echipă de profesioniști, fiecare este concentrat pe un anumit tronton, să spun așa, fie programator e programator, fie designer e designer, fie integrator e integrator. La fel se întâmplă și în celelalte departamente ale noastre. Toate site-urile la noi se realizează cu grafică personalizată. Nu se lucrează pe template-uri niciodată. În funcție de obiectivele clientului, un grafician desenează atât pentru home cât și pentru paginile interne o grafică adaptată. Cel mai important, cred eu, este că facem site-uri administrabile, site-uri cu care clienții se pot descurca foarte ușor după, nu mai este nevoie de... Se realizează, de fapt, training-uri la sediul nostru sau la sediul clienților pentru utilizarea platformelor pe care sunt construite site-urile, astfel încât după să nu mai fie nevoie de niciun post, de exemplu, pe partea de programare, dacă se dorește menținerea structurii sau menținerea tot ceea ce a fost stabilit încă de la început, realizate pe structură SEO, pentru că, spre exemplu, există site-uri care
cu opțiuni care SEO, spre exemplu, definite, meta-tag-uri, să poți să editezi, practic, în site. Nu există site pentru care nu poți să editezi conținut. Astea sunt doar exercise-uri, da, care, spre exemplu, au niște URL-uri care se formează fără rewrite. Ok? Da, crede-mă că există. Foarte multe. Voi, care sunteți mai tineri, nu știți asta, dacă întrebați pe Vlad sau pe Cristian, să vedeți că lucrurile... Uuu, am zis asta cu tine? Cred că asta nu e exagerat, să spun, dacă peste 70% din site-urile care ajung la noi sunt site-uri care sunt praf. De structură sunt praf, de cuvânt. Adică asta e adevărat, nu știu, este din experiența noastră, acum fiecare... Da, așa, nu știu, stai, nu știu, de structură SEO, adică permite să faci optimizare SEO fără intervenție, în cod, fără intervenții de programare după. Și acolo mai rămâne propria aplicație de magazin virtual, dezvoltată de unul din colegii noștri, asta ne permite să ținem costurile un pic mai jos la partea de magazin virtual. Mai departe. Încă să vă duc mai repede. Promovarea organică, SEO, aici vânzare. Cam la toate o să fie asta, șef de proiect dedicat și consultanță, încă din etapa de vânzare. Apoi, echipa noastră de contextat SEO are 4 experiență de toate noi din 2006, 2008 să spun totul, 2006 am început să lucrăm pe stată, din 2008 lucrăm și pe piața din România. Dar sunt toți cei care lucrează pe SEO la noi, au parte de formări în Franța. Acolo echipa fiind mult mai mare și având și un suport financiar mult mai mare și permite să facă și anumite cercetări, exact cum spunem acolo, pe partea de algoritm, pe partea de rezultate și atunci ne împărtășesc și noi puțin din experiența acumulată. Și avem și pe partea aceasta tool-uri SEO proprii. O colegă de-a mea a vorbit în trecut aici despre una dintre ele, despre Search Insights, un tool care ne permite atât urmărirea rezultatelor, cât atât în site-urile clienților, să spunem că noi pentru site-urile clienților lucrăm, cât și pentru concurenții acestora. Atât pe partea de promovare organică, pe partea de SEO, cât și în campaniile Google Ads, dacă te interesează de această parte. Trec mai departe la partea de aici suntem firma este certificată, sunt partener certificat Google Ads. Și de curând suntem, de când s-a lansat programul Google Engage în România, am devenit membru și îi susținem pe cei de la Google în această lansare, practic, a programului și sper să avem și rezultate și să se spun și de cuvânt să ne prezinte, să ne ajute pe partea cu clienții. Te ignor eu, nu văd că ai dat în cap. În general, nu că vreau să mă laud, dar în general clienții mai pe partea de AdWords au fost foarte mulțumiți. Am obținut rezultate bune din campanii și am reușit să fidelizăm câțiva clienți importanți. Și acum, la sfârșit, o să vorbesc și puțin despre Facebook. Ceea ce facem noi este mai mult ne axăm pe crearea și, având de spația de graficieni, crearea și personalizarea identității vizuale, atât la nivel de pagină, cât și la nivel, să spunem, de logo de Facebook. Facem și campanii de Facebook Ads, campanii targetate în funcție de nevoile clienților și administrăm și conturi de Facebook cu tot ceea ce înseamnă animare, moderare, te rog. Am și o întrebare, recrutarea de fani, 70.000 de fani în 12 luni. Da, așa cum au fost recrutați? Poți să pui întrebarea în microfon? Au fost foarte multe campanii realizate pentru Bistic în decurs de un an. Practic este o firmă parteneră, să spunem așa, și au fost realizate diverse promoții.
fiind o bistrică, este o firmă de sticăre decorative. Spre exemplu, au fost create o groază de șantione care au fost trimise clienților, asta a stârnit vâlvă și din ce în ce mai mulți au devenit. Asta este întrebarea mea, dacă au fost recrutați printr-o campanie de promovare sau... Și printr-o, deci se înțelege printr-o campanie de promovare, că eu înțeleg tot... Da, ok, Facebook ads. Asta au făcut și Facebook ads. N-aș putea să dau date ce s-a întâmplat exact în campanie, dar s-a făcut și Facebook ads. Deci ai o discuție între specialiști. Eu nu sunt specialist, eu recunosc pe cuvânt, chiar nu sunt. Dar astea la niște întrebări, n-așa pot să întrebarea mai bună nu e către colegi, mai bine e redirecționată către colegii care s-au ocupat de campanie. Nu că nu m-am ocupat, nu despre asta e vorba, nu suntem la nivelul, adică dacă îmi puneți niște întrebări despre SEO sau sunt la un nivel, recunosc că la un nivel mult mai avansat decât pe partea de Facebook, dar la niște întrebări de acest gen, mă trebuie să spun. Nu pe mâne! Ce s-a fost o întrebare grea sau ce? Nu, dar au fost realizate și campanii de Facebook și realizate și campania aceasta de promovare, și mici concursuri și tot cam tot ce... Okay. Mai mult a fost așa, din gură în gură, să spunem. Impactul a fost mare pentru că era vorba de ceva vizual și asta nu s-a poate. Nu s-a investit foarte mult în Facebook, cât a mers pe partea aceasta. Hai, o întrebare. Bună, numele meu este Bogdan Fudu. Vreau să mă întreb, este o agenție, nu? Care lucrează cu relația voastră, care trebuie să facă relația voastră cu agenție, cu Google România, dacă există această relație. Da, acum 2 sau 3 ani a venit primul reprezentant cu Google România la noi, pentru consiliere pe partea de dori. Am făcut câteva întâlniri la sediul nostru cu principalii noștri clienți pentru a le deschide calea să spre noi orizonturi bucări. După asta, nu putem să avem un consultant, dar de fiecare dată când am avut probleme foarte, foarte mari cu conginele, am apelat la acest consultant care a ținut cumva legătura directă cu noi pe partea aceasta de EDOR. Sau dacă... Nu, pe partea din România vorbesc. Pe partea din România. Deci în România, venind în România, venind la sediu, în România s-a ținut cu clienții noștri de pe România. După, tot la fel, dacă nu avea timp persoana respectivă, m-a distribuit la colegii din, de pe partea de sport. Și apoi a fost partea aceasta de Google Engage, în care să sperăm, exact cum ziceam, că o să meargă foarte bine. Ok. Mai... Gata? Mulțumim! Nu? Mulțumim! Nu, mai tot puțin, fii atent că s-a dat în lucru ochiul clar. Ziceam ce vă spuneam la început, da? Ziceam 2012, va urma, stați aproape. Mulțumim mult!